șase, cele mai mari miros, să mi se pierdă. Vreau să vă spun că și dimineața aceasta îl simt pe Dumnezeu într-un mod deosebit în mijlocul nostru. Nu știu dacă dumneavoastră îl simțiți, eu plâng foarte greu, dar este prezent Dumnezeu în dimineața aceasta. Și aș vrea ca Dumnezeu să-și facă lucrarea acasă. Haideți să ne lăsăm atinși de Duhul lui Dumnezeu. Să spunem, Doamne, lucrează în dimineața aceasta. Pentru mijlocul nostru și pe fratele păstor Daniel Cunea, Domnul să-l binecuvintează. Spunea fratele că pe mine că Duhul Domnului l-a trimis aici. Am vrea să vedem minunea dimineața aceasta. Am vrea să vedem căci primim putere de a sluji pe Dumnezeu. Nu știu dumneavoastră cât vă rugați pentru lucrarea aceasta, dar eu știu că mă rog mult. Și plâng. Și eu știu căci casa aceasta de rugăciune s-a deschis la cuvântul lui Dumnezeu. Și spun, Doamne, dacă s-a deschis la cuvântul Tău, Tu ai putere să o păzești. Tu îți păzești cuvântul. Slăviți să fie Domnul și de aceea, din toată inima, să Lăudăm pe Domnul cu o cântare, cu toată biserica și cu această cântare, îl invită pe fratele Beni, Domnul să-l binecuvinteze. Ne v-am gândat pentru următoarea rugăciune. Și dacă este prezent Domnul, haide să nu ne lăsăm cum nu s-a lăsat Iacob. Să spunem, Doamne, nu te las până nu mă binecuvintezi. Nu te las până nu dai putere. Nu te las până nu mă eliberezi. Nu te las până nu mă vinde spiritual. Domnul este aici. Nu vreți să fim vindecați? Avem nevoie de vindecare spirituală, fraților. Cea fizică, dacă ne-o dă Domnul, este bună. Dar spirituală este mai bună. De ce? Vom intra în Împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze. Amin.